partea unei nații. Întrânsa ea își vede trecutul, prezentul, viitorul, ne spune Nicolae Băncescu. Într-o anumită scrieri de sale, românii sunt Mihai Voievodul Teașu. Astăzi, istoria ne amintește că teritoriul mai unit de la 1918 a fost din nou fragmentat. Ținutul Herței, un slav șerpilor și alții câteva insule din Orele, aparține la Pământul Ucrainei, la fel și nordul Bucovinei, Adrianul aparținea sub Bulgariei, iar Basarabia, sub Polția.